Cine au de marturice? Care marturice ați făcut? Sergeant Caci. Eu nu știu pentru că n-am dosie urmărire. Sergeant Caci asta care este lucrător de acolo de la Și care m-a bătut împreună cu Babenco, da. Da. Eu îți dai... Eu de ce chemăm femeile uita, care m-au participat și pe ei care m-au bătut? Noi îi chemăm pe dăși, dar ei persoane cu cui cu interes. Aici o să dai declarații în favoare. Dar de ce am chemat babile cele? O să dai declarații, pentru că sindicatul de pe Snejana a cazat cu un rechizitoriu. Dar ceilalți trei, ei de ce nu s-a acuzat? Eu o să dai... Ceilalți trei, de ce nu s-a acuzat dacă au participat? Ce fel de huliganism este în grup? Eu în limita... Ce fel de huliganism în grup dacă el e singur acuzat? Unde sunt ceilalți? Eu în denuirea nu am făcut-o eu. Eu particip doar pe dosarul care primesc Snejana Cazac. Dar ce pot să fac eu cu avocat? Ce pot să fac cu martorii sau partașii cei la huliganismul în grup al lui Babenco? Noastră puteți vă adresați... La procuratură. Puteți vă adresați, anu, pentru că eu nu pot să ies din învinuirea că frecutul Snejana Cazac. Eu nu pot să ies din limita asta. Repetată, adresează și de ce o să vă spun. Dar cei trei, de ce nu au fost chemați? Nici măcar ca martor. Snejana Cazac nu ați discutat. Acum puteți să uitați o altă cerere, deja o să repartizeze, șeful altcuiva o să repartizeze și o să vedem. Deci să o înaintezi procuraturii Rășcani? Da, da. Deodată procuraturii, pentru că procuraturii nu comisariatul și nu... Acum dosarul tot e la procuratură. Nu. În sens că e în instanță, dar... E dosarul aici. Noi putem să luăm, să facem copii, să vedem ce domnul ne trebuie, asta nu e o problemă. Am înțeles. Cu ordonanță, articare și așa mai departe. Poate vorbesc cu Iulia dumneavoastră, poate să vină. Dacă mi-au spus și mie și dumneavoastră că vine și nu vine, știu... poate că s-o rătășit, poate n-avea bani, poate să teme. Eu am telefonatul la fără 10-2. Azi? Azi. M-ați sunat pe mine întâi. Întâi pe dumneavoastră. Azi că am încurcat. Păi, alo, da. Glasul ei. Bună ziua. Eu înțeles, cred eu. Și au pus receptorul. După asta sunt și nu rădic receptorul. Nu rădic receptorul. Dar ce riscă? Poftim? Ce riscă în așa cazuri să fie adus forțat? Și dacă e plecat din țară, atunci... Ce să fac poliția? Continuă procesul fără ea, da? Fără ea, dar noi putem să ne să insistăm până la urmă, oricum, până vine ea, să așteptăm. Nu, nu cred că avem interes și nevoie. Și așa e de 2 ani dosarul. Noi avem nevoie de ea, pentru că e martorul dumneavoastră. Dar avem înregistrare video, nici un martor nu ne trebuie. Să admitem că ea nu era sau că a dat tortul popii. Noi declarații lăsăm, o să examinăm înregistrările video. Și după asta, și după asta o decidem. Să vedem dacă se contrazic înregistrările video cu declarațiile ei. Și poate nici nu e necesar audierea ei. Dar de ce n-am privit azi înregistrările video? Înregistrările video, de ce nu le-am privit azi? După ce o să vorbească Babenco? După ce o să vorbească Babenco. Am înțeles. După asta o să apară multe întrebări. Dumneavoastră, cum vă numiți? Rusu. Oleg Rusu. Oleg Tiz. Da.